Într-o seară plină de strălucire și rafinament, evenimentul Pride a adus împreună o pleiadă de talente din domeniul modei, artei și influencerilor din întreaga țară, precum și din Republica Moldova. Acest eveniment magic a captivat inimile celor prezenți, oferind o experiență unică de frumusețe, eleganță și creativitate. În cadrul acestui eveniment vom vedea și 14 colecții de modă, semnate de designer din România, dar și din Republica Moldova. Va fi o asociere prietenoasă dintre ambele țări. Vom moda din Republica Moldova și din România. În această seară se va uni pe un podium unic. Cei din designeri din România sunt Antonia Nae, Tudor Halațiu, Ase Negulescu, Maison Yvonne. Sunt mulți designeri talentați. O să avem și o colecție foarte frumoasă de bărbați de la atelierul de stil. La prestigiosul eveniment au participat atât artiști consacrați cât și designeri de renume, fiecare dintre aceștia aducând cu sine o viziune unică asupra modei și artei. Pasionații de modă au admirat colecții spectaculoase și inovatoare care au transmis povestea fiecărui creator. Vorba despre bani în colecția mea, ce înseamnă diferențele din punct de vedere ierarhic și din punct de vedere al banilor în societate, că practic asta e o problemă cotidiană la noi. Ierarhizarea din punct de vedere a materialului și din punct de vedere al banilor, și eu asta am vrut să exprim. Ce înseamnă de fapt o femeie cu bani, o femeie puternică, cum ar trebui de fapt să arate ea și cum să se, practic cum să se comporte, că prin ținute îți dai seama cum ar trebui să se comporte. Și eu am o colecție de 13 ținute, în mod normal ea este mult mai mare, dar la eveniment când am vorbit cu Viorel am spus că vin doar cu 13, că eu cred că e mai mult decât suficient. Pe lângă prezentările de modă și interacțiunile cu artiștii și influencerii, evenimentul Pride a oferit o platformă și pentru artă. O expoziție de sculpturi a fost organizată în cadrul evenimentului. Fac parte dintr-un proiect mai vechi, dintr-o expoziție din 2019. Sunt fragmente de îngeri, sunt secțiuni ale unor figuri celeste care încearcă să pătrundă în luna noastră. Organizatorii evenimentului Pride au dorit să creeze o experiență de neuitat în care moda, eleganța și arta să se întâlnească într-un mod autentic și captivant. Această seară magică a reușit să îndeplinească aceste obiective, oferind participanților ocazia de a se bucura de creativitatea și frumusețea ce pot fi găsite în aceste domenii. Evenimentul Pride a demonstrat că moda și arta sunt limbaje universale care pot uni oameni din diferite culturi și regiuni, inspirându-i să își exprime propriile viziuni și să aprecieze frumusețea în toate formele ei.